Înainte de meci, antrenorul gazdelor a declarat că se așteaptă la un meci greu. Steaua având nevoie de victorie pentru a trece pe primul loc. Nu este însă deloc simplu să câștigi la Sibiu. A demonstrat asta nu doar în acest sezon, ci de-a lungul vremii. Gazdele au ratat prima posesie și acum steliștii prin trup, pasă decisivă a lui Porter, trup pentru Nicoară, care înscrie primul coș al reprizei secunde. Pentru majoritatea echipelor contează și locul pe care pleacă în play-off, dar pentru mine acest lucru este mai puțin important. Important este să pregătești echipa pentru acea fază decisivă a campionatului, spunea Fleșeriu. Sibiu este în acest moment pe locul al șaselea, mai jos nu poate coborâ. Știți regulamentul, locurile 7 și 8 vor fi ocupate de primele două echipe din grupa a doua valorică. De, în acest moment, cel puțin teoretic, Dinamo și Galațiul ar avea prima șansă, după ce probleme financiare importante au destabilizat energia Târgu Jiu. Din nou Nicoară marchează, Steaua vine la doar 8 puncte, este aruncare de 3 a lui Tincu, ratată, bureștenii zburdă la începutul acestei reprize a doua. Angajare Supanov pentru Emis, mai departe la Milosevic, la la Maleșevic, pardon, Mihailovic, cel care a atins ultimul mingea. Nou duel, Maleșevic, Mihailovic, pasă greșită a stelistului, care a solicitat, a reclamat un fault acolo. Am fost împins afară, îi spune Maleșevic arbitrului Podar, care nici nu vrea să audă asta. Dar cred că e un pic surprinzător să cazi cu mingea în aut, așa, dacă nu ești atins. Sigur însă poate fi vorba de un contact regulamentar cu pieptul. Nu este volei să fie fileu între jucători. Arbitrii sunt cei care trebuie să facă diferența dintre o atingere regulamentară și o împingere care să îl scoată pe adversar în afara terenului. Pasă greșită a lui Trup, foarte bună intercepția reușită de Paul și acum Mihailovic, Maleșevic în față. Mihailovic pleacă pe lângă Nicoară, ratează, prinde Amis și Steaua pleacă pe contraatac, 2 contra 2. Maleșevic oprit prin fault de Paul. A făcut pasul în lateral, apoi a căzut. Este faultul apărătorului. A doua greșeală personală a lui Paul. Sibienii au doar 10 faulturi comise. Steliștii au făcut 16 până acum. Pătrundere iese lui Marinović, viteză bună, e finalizare pe lay-up. Sibiul trebuie să se trezească în atac. Vedem dacă și la acest panou, la cel dinspre intrarea de la vestiare, marchează la fel de bine de afară. Deocamdată o fac spectaculos de 2 puncte prin Hardy. Un slam dunk venit după pasa in extremis a lui Gilbert. În prima
repriză Sibiul a marcat excepțional de 3 puncte. Steaua înscrie și ea de afară prin Amis. Să vedem dacă e de vină panoul sau mâna jucătorilor. Steaua 3 din 11 în prima repriză. Sibiul 7 din 14. Dar la un moment dat au avut 7 din 9 sibienii. Au urmat 5 ratări la rând de afară. Și pe fondul lor a și revenit Steaua pe tabelă. Vă spuneam, Sibiul a condus și la 20 de puncte în acest meci. Paul, cel care a deschis balul cu coșul de 3 puncte, înscrie din nou și șterge cele 3 puncte marcate mai devreme de Bill Amis. Amis în colț la Marinović. Continuă cu trup. Coșul de 2. Gilbert foarte bine prinde de lângă Amis. Mihailović, Paul, fenta lui Paul, Paul, din nou de 3, 2 la rând reușite de Williams Paul. Așa a început și meciul blondul Sibiului, cu 2 coșuri de 3 puncte. Iată că și în repriza a doua înscrie 6 puncte la rând basketbalistul cu numărul 5 și Sibiul se desprinde din nou. Jocul cu Steaua în atac, sibienii au venit de la plus 6 la plus 12 în doar 30 de secunde, grație celor două coșuri ale lui Paul. Paul care îl determină pe Marinović să comită abatere de pași. Ce a făcut? Ce pătrundere! Ce finalizare a lui Gilbert! Un jucător al Sibiului este la podea. Paul face intercepție și acum arbitrii întrerupt jocul. Maleșević este lângă Mihailović și face gesturi, nu înțelege ce s-a întâmplat. Revedem coșul absolut fenomenal al lui Gilbert. Poate mai avem o dată reluarea blocajul acestui blocajul lui Maleșević la Mihailović. Aici. Nu, Amis. Amis s-a ciocnit cu Mihailović, nu mi s-a părut ceva intenționat. Fiecare din cei doi jucători se uitau în direcții opuse, diferite, nu chiar opuse.
cred că n-a fost ține voluntară. Și acum Sibiul în atac, run de 8-0 al gazdelor, care poate continua. Tincu pentru Gilbert. Calotă, fentă lui Calotă, scoate în colț la Tincu. 3 puncte! 11 la rând marcate de Sibiu contra Stelei. Steaua poate cea mai în formă echipă a campionatului după o serie impresionantă de victorii. Trăiește un coșmar la Sibiu. Maleșević a cules acum o minge în atac și a reușit un coș cu fault. Intră și libera suplimentară. Sibiul a pierdut toate meciurile jucate în grupa 1-6. Steaua le-a câștigat pe toate. Este ultimul meci din tur și rezultatul nu este deloc unul așteptat. O partidă pe care gazdele o domină de când a început. Trup în colț pentru Maleșević, care ia tușa și este foul jos comis de Hardy. Prima greșeală personală a lui Hardy. Amis. Nicoară pentru Porter Trup. Maleșević. Este Nicoară. Ratează lay-up-ul de mână stângă. Vine dancul pe urmărire a lui Amis. Nici nu mai contează dacă... nu s-a mai restartat cronometrul, vinge atins instalația, nu mai putea fi abatere de 24 de secunde. Era final de atac pentru Steaua. Calotă pentru Hardy, scoate la pol. Oh-ho-ho! Din nou coș de 3 marcat de Williams. Paul are atenție mare, 6 din 6 de 3 puncte. 6 din 6. Intercepția acum a lui Hardy și este foul antisportiv. Erat la trup. L-a cam tras un pic de regulament acest antisportiv. Amis era 3 metri în terenul de apărare. Deci trup nu era ultimul apărător și n-a fost o ținere evidentă. A băgat o minge la mână, o mână la minge, bine, poate cam barare ce a făcut trup, dar cred că era mai ok doar fault, nu antisportiv. Fault a fost, evident, nici nu se pune problema. Dar antisportiv e un pic cam mult pentru această fază. Din nou Harrison în prim plan, nu va juca astăzi. Sibiul reușește un punct din acele două libere și acum pozițional. Hardy pentru Tincu, Popa Calotă din colț, încă un coș de 3 puncte. Extraordinar marchează gazdele de la distanță. 12 coșuri din 19 încercări pentru CBN. Trup forțează această pătrundere cu Hardy pe el. Marchează un coș dificil. Dar cum spuneam, Sibiul marchează de 3 și primește de 2. Așa că all to all e pe plus, încă un coș de 3 puncte, Gilbert. Nu-i vine să creadă, nici lui Dan Freșeriu, nu-i vine să creadă că elevii săi marchează tot ce aruncă. Am
văzut în ultimele meciuri niște echipe care au marcat de afară cu procentaje fantastice, și Oradea, și Clujul, și Craiova. Am văzut Steaua în alte partide din top 6. Iată acum a venit rândul Sibiului să facă un meci mare, un meci în care au procentaje demne de echipe de Euroliga. ...65% este procentajul la încălzire de 3 pentru Sibiu, condițiile în care au 20 trase. Steaua prinde ofensiv după acea liberă ratată. Acum este fault comis de Tincu asupra lui Marinović. Ca să faceți o comparație, Steaua are 33%, 4 din 12. Un procentaj normal, nici bun, nici rău. Sibiul are 13 din 20, 65%. Mihailović pentru Hardy. Este end one, coș cu fault. Hardy îl bate fizic în primul rând pe Marinović acum. Marinović, care a fost derutat și de apariția la blocaj din dreapta lui Gilbert, a crezut că va utiliza blocajul Hardy. În urmă s-a dus pe partea apărătorului, fundașul Sibian. Three point play. Hardy cu această liberă marcată. Au intrat Siarto și Baraci la Steaua, care mai are pe teren pe Marinović, Cooper și Nicoară. Baraci pentru Cup. Nicoară, Baraci sparge bine și aruncă cu protecție, însă este a cincea ratare din 5 încercări pentru Baraci. Picioare în dreapta lui Marinović, cel care executa repunerea de la fundul terenului, era Horațiu Floca, președintele clubului Sibian, cel care conduce destinele acestei echipe din punct de vedere managerial. Hardy înge în colț pentru Mihailović. Cel mai prost procentaj l-avea Mihailović până acum. Rămâne cu cel mai slab. După a doua reușită, are 2 din 5 de 3 și are cel mai slab procentaj din echipă. Ca să vă dați seama ce zi are Sibiul astăzi. Au mai marcat steliștii odată, dar cum spuneam, când marchezi de 2 și primești de 3, nu e bine deloc. Tincu încearcă și el de la distanță. Ratează. 2 din 4 are Vlad Tincu în meciul de azi. Siarto aruncă și el din colț de 3 puncte și marchează. Prima aruncare a lui Levi în meciul de astăzi. Una reușită. Fault acum lui Marinović asupra lui Hardy. E repunere din lateral. Încă 5 secunde rămase din acest sfert al treilea. Mihailović scoate pentru Gilbert. Nu intră.
se termină aici cea de-a treia perioadă de joc. Sibiul este la 10 minute de prima victorie în grupa top 6. Eliștii au nevoie de o minune pentru a întoarce acest rezultat. Și o minune nu înseamnă să repete jocul din sfertul 2, singurul câștigat de ei până acum, cu 22-17, și au nevoie de un sfert cu adevărat perfect.